Doamne, s-a umplut lumea de iubire și de dragoste, plină până în creștet, iau-te aici, mai ales peste 75 de ani, singură, 75 de ani ca un domn companie ca să-mi treacă de urât. Bravo, mămică! Mă îndrăgostesc ușor. Oh, bravo, bravo, bravo! Știi cum e să te îndrăgostești la bătrânețe? Mă, este ca și cum ai merge iarna la mare. Ai emoții, ai plăcere, dar ți-e frică să te dezbraci. Da, lasă că e bine să te îndrăgostești la orice vârstă, numai să nu îți pierzi mințile. Dar e rău, acum la vârsta asta e rău, că am eu o vecină. Da, i-am murit doi bărbați și s-a îndrăgostit de mai multe ori și acum s-a îndrăgostit. Da, s-a îndrăgostit de popa. Nu de părinte. Doamne, păi e frică să se îndrăgostească de părinte, că ăsta, știi cum e, când te duce, nu te mai aduce. Te lasă acolo. S-a îndrăgostit de unul, popa, așa e numele lui de familie. Dacă și eu tot așa am crezut că e părinte, dar nu, no, nu. No. Unul, popa, a fost ofițer, cred că ea zice că a lucrat în armată, dar cine știe, are pensie mare, mare, mare. Au fost plecați amândoi la băi de nămol. Ia, pe o parte, el pe altă, da. Au venit drepți. Au venit drepți. Și i-am văzut prin cimitiri să plimbau de mână. De aici că nu s-au despărțit. S-au despărțit, a zis ea, că n-avea. N-avea. Nici chef, nici. Nu mai avea. Dar nu, 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 că nu de prostii. Niciodată. De la o vârstă numai de. Așa, să te toace în cap, să știi, să nu stai singur în casă, să vorbești. Păi nu ți-e o pisică. Mai bine. Ia uite. Alta. Asta este din Brăila. Caut domn serios. Serios, adică să nu râdă. Domn serios. Pentru cunoștință, sunt doamne serioase, să nu fumeze, să nu bea, să nu. Doar să. Da? Probabil că n-am mai zis. Ia, da. Zic eu așa, citesc printre rânduri. Hai, vă pup să fiți îndrăgostiți de viață.